Mândri de el. Foarte mândri și uimiți pentru de ce au făcut. I-a ținut pumnii? Tot timpul, pe tot parcursul maratonului. Exact. Aveți emoții acum că se întoarce Tibi? Da. Radio România Cluj îți oferă o șampanie. Mulțumesc. Bine ai venit acasă, Tibi. Mulțumesc, mulțumesc. Foarte frumos și v-aș îmbrățișa pe toți, dar o să vă îmbrățișez pe rând pe toți. No, nu mă face să plâng aici, haideți! Ia uite ce mă tremură, lăsați-mă! Într-adevăr, e o performanță pe plan sportiv amator, dar să nu confundăm un pic performanțele sportive. Și ce să zic, a fost o cursă la care eu m-am pregătit. Știam că o să merg acolo no name, o să întâlnesc persoane care cunoscute din lumea sportului de anduranță foarte mare și am încercat să-mi fac un plan, am încercat să-mi duc cursa la capăt așa cum am putut. Chiar m-am gândit la un moment dat ca să trag pentru recordul cursei, dar din păcate probleme medicale și m-au adus în spate și de-abia pe ultima 100 de metri am putut ca să mă departajez puțin de singaporez, care iarăși e un atlet recunoscut în lume pentru cursele de anduranță. Cum s-a părut primirea asta, atâția oameni pentru tine aici? Sunt puțin stânjenit, nu sunt obișnuit cu așa ceva și nu mă așteptam într-adevăr la așa ceva. Ai un mesaj pentru cei care vor să încerce ceva asemănător în viitor? Nu, eu niciodată nu recomand așa ceva. Eu recomand oamenilor să-și urmeze visul, să-și urmeze visurile, ceea ce fac eu. Nu neapărat trebuie să fugi nebun la cercul polar atâția kilometri ca să-ți ajungi, să-ți îndeplinești visul. Eu am povestit tot timpul la prietenii mei, la cercul meu de prieteni, trebuie să-ți urmezi visele și visele uneori trebuie să fie cu o pregătire riguroasă și tot ceea ce este nevoie pentru așa ceva. Și depinde pentru fiecare visul lui care este. Mi-am dorit ca să intru în cursa asta pentru că știam că este o cursă de elită din lumea sportului amator de anduranță și mă gândesc că doar așa, când te bați cu oamenii tari și oamenii de elită, poți ca să ajungi și tu acolo. Altfel, te bați cu ei mici, rămâi mic.
O să spui care a fost cel mai greu moment din toată... Frigul. Deci, frigul, da. Am avut temperaturi și de minus 52 de grade, care nu era frig, deci te ardea pur și simplu. M-am ales cu degerături la mâini, deci frigul a fost ceva... A fost mai greu decât ai așteptat tu. A fost mai grea cursa decât ai acum, așteptat. Nu a fost mai grea. Eu m-am pregătit pentru asta din toate punctele de vedere, cum ar fi. Bineînțeles că niciodată nu poți să fii pe deplin pregătit pentru așa ceva și am fost luat prin surprindere de multe ori, dar cum am zis, îmi place să-mi depășesc limitele, îmi place să ies din zona din confort și asta m-a adus în față ca să termin cursa asta așa cum am terminat-o. Și altceva crezi că te-a ajutat să fii mereu primul, pentru că mereu ai condus această cursă? Da, pentru că, cum am zis, mergeam acolo fără niciun nume și am vrut ca să-i speriu de la început ca să nu se țină după mine și asta a fost strategia mea. Pentru că concuram împotriva lui Frank Froome, care este unul dintre cei mai buni din America pentru cursele de anduranță, Andrei Roșu, care au făcut, și cu Andrei, care, tot respectul, au făcut o cursă extraordinară. Dar eu, cum am zis, am plecat în fața lor, m-am speriat de ei și am fugit mai tare și am reușit să termin cursa. Care e planul pe viitor, de aici încolo? Pentru ce... Viitorul, încep munca, avem planul la Tășuleasă Social, am o competiție, Via Maria Terezia de dus, avem școala de munte care trebuie să o ducem la capăt și altele. Pe plan sportiv, încă nu. Două săptămâni nici nu mai vreau să mă gândesc la alergare. Nu vreau nici măcar să mă mai gândesc la următoarea cursă. Bineînțeles că va urma, pentru că nu vreau să mă opresc aici. Și ce am învățat? Am învățat că și eu am limite. Încă nu mi-am ajuns la ea, dar am și eu o limită, cred, la un moment dat. Ai avut halucinații, ai momente în care vrei să cedezi? Da, astea sunt la fiecare cursă care trece de peste 30-40 de ore. Eu n-am dormit 3 zile ca să pot să-mi iau avansul ăla și într-adevăr am avut ceva halucinații, dar au fost destul de frumoase, am fost în desene animate, deci nu a fost... Cum a fost cu somnul? Cum te-ai hrănit? Cum ai reușit să cari sania? Cum... A fost un impediment? Deci a fost ceva groane, totul îngheța, totul trebuia luat dinainte, lipit de corp să se dezghețe, apa îngheța instantaneu, deci era totul groaznic, da? A fost și părți frumoase. Groaznic între ghilimele, să nu exagerăm. Nu ați avut o asistență pe parcursul cursului? Am avut o asistență, dar trebuia să merg cu un certificat medical și de la medicul respectiv nu primești medicamente doar așa, fără o rețetă, fără să știe ce îi, fără să fii controlat, primești doar aspirină și care nu m-a ajutat deloc, pentru că am avut și am o infecție la picior, care eu cred că se datorează din cauza frigului care l-am predat în primele 3 zile. Ți-a fost suficiente pauzele la punctele de control, pentru că tu stăteai cel mai puțin? Nu, niciodată nu e suficient o pauză după o cursă respectivă, nu. Și atunci ce trebuie să stai puțin? Tot ca să ai avantaj? Pentru că mă ajungeau, din urmă. Cât ai încercat să dormi legat, așa? Câte ore ai dormit legat? Am fost pus la somn din partea medicului 4 ore, cel mai mult. Dar cât am putut să dorm? Pentru că nu puteam să dorm. Adrenalina era gândul, nici măcar nu aveam nevoie de un ceas deșteptător ca să mă deplasez, ca să mă trezesc, pentru că adrenalina era așa și gândul să termin cursa era total... Yeah.